Pentru un om obișnuit, cunoștințele noastre despre spațiu se limitează la casa noastră și la singura planetă locuibilă cunoscută, Pământul. Cu toate acestea, oamenii de știință au prezis imagini despre cum arătau alte planete în urmă cu miliarde de ani. Aceste cunoștințe despre alte planete din sistemul nostru solar au adus mari progrese tehnologice, contribuind la dezvoltarea unor posibile planete locuibile în viitor. Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Neptun. La fel ca restul sistemului solar, Neptun s-a format acum 4,5 până la 4,6 miliarde de ani, când gravitația a adunat gazele și praful care se învârteau pentru a forma toate planetele și soarele. Dar poziția sa actuală s-a modificat în timp. Majoritatea planetelor s-au format, mai mult sau mai puțin, în pozițiile lor orbitale actuale în jurul Soarelui, dar acest lucru ar putea să nu fie valabil pentru Neptun sau, de asemenea, pentru Uranus. În prezent, astronomii cred că ambele planete s-au format mai aproape de Soare, dar au migrat treptat spre pozițiile lor actuale. Uranus. Un studiu sugerează că o coliziune cataclismică între Uranus și un alt obiect masiv, acum aproximativ 4 miliarde de ani, a avut un impact major asupra evoluției planetei gigantice. Jacob Kegerace și echipa sa de la Universitatea Durham din Marea Britanie au efectuat simulări computerizate pentru a investiga consecințele diferitelor coliziuni masive cu Uranus. Ei au concluzionat că cel mai probabil Uranus a fost lovit de un obiect de două ori mai mare decât masa Pământului, care l-a răsturnat și a declanșat procesele care au modelat planeta astăzi. Cercetarea arată că impactul ar putea fi responsabil și pentru formarea inelelor și lunilor lui Uranus, prin aruncarea de materiale pe orbita sa. Saturn. Se crede că acum miliarde de ani Saturn era într-o fază incipientă a formării sale, similară cu Jupiter, despre care vom vorbi imediat. Gazul și praful atrase de gravitație adunându-se pentru a forma acest gigant gazos. Cu toate astea, Saturn a avut o evoluție distinctă, datorită condițiilor și influențelor specifice ale mediului său. Este posibil ca Saturn să fi fost înconjurat de un inel protoplanetar masiv format din material cosmic și particule de praf care nu s-au integrat încă în planetă. În timp, acest inel a evoluat și s-a dispersat, iar Saturn a ajuns să aibă inelele spectaculoase pe care le cunoaștem astăzi. De-a lungul milioanelor și miliardelor de ani, influențele gravitaționale și schimbările în compoziția atmosferei și a suprafeței au contribuit la transformarea aspectului și caracteristicilor planetei Saturn. Jupiter. Jupiter a luat formă împreună cu restul sistemului solar în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani. Gravitația a atras la oaltă gazele și praful care se învârteau pentru a forma acest gigant gazos. Jupiter a preluat cea mai mare parte din masa rămasă după formarea Soarelui, ajungând să aibă mai mult decât dublul materialului combinat al celorlalte corpuri din sistemul solar. De fapt, Jupiter are aceleași ingrediente ca o stea, dar nu a devenit suficient de masiv pentru a se aprinde. În urmă cu aproximativ 4 miliarde de ani, Jupiter s-a așezat în poziția sa actuală în sistemul solar exterior, unde este a cincea planetă de la Soare. Marte. Oamenii de știință au prezis că Marte a fost cândva o planetă albastră. Spre deosebire de starea sa actuală, uscată și roșie, cercetătorii cred că Marte a fost cândva acoperită de apă, la o adâncime de peste 1000 de metri. În plus, au existat dovezi ale unor condiții din trecut care ar putea susține viața, cum ar fi apa și un câmp magnetic.
Potrivit NASA, Marte și-a pierdut, din păcate, capacitatea de locuire din cauza pierderii câmpului său magnetic. Acest lucru a făcut ca apa de pe Marte să se dezintegreze din cauza vântului solar, ceea ce a dus în cele din urmă la răcirea rapidă a temperaturii de la suprafața lui Marte. Venus. Venus, sau geamăna Pământului, este cea mai apropiată planetă ca mărime de Pământ și seamănă cel mai mult cu acesta ca formă. Deși Venus are astăzi o atmosferă toxică, oamenii de știință cred că aceasta a semănat cu actualul Pământ. Venus avea oceane și temperaturi asemănătoare cu cele de pe planeta noastră. Totuși, acestea au fost spălate de îmbătrânirea solară. De exemplu, odată ce soarele a îmbătrânit, zona locuibilă s-a deplasat spre exterior, ceea ce a făcut ca vaporii de apă să fie prinși în atmosferă, aducând o creștere mare a temperaturii în jurul planetei. În cele din urmă, creșterea temperaturilor globale a făcut ca respectivele corpuri de apă să se evapore din atmosferă și a făcut ca atmosfera să fie plină de carbon. Mercur. Mercur este cea mai apropiată planetă de Soare și nu are o atmosferă semnificativă sau semne de atmosferă. Condițiile meteorologice extreme care par să fi existat pe planetă pentru o perioadă foarte lungă de timp înseamnă probabil că Mercur nu a fost locuibilă în trecut. Cu toate acestea, Mercur a avut în trecut dimensiuni mult mai mari decât cele minuscule din prezent. În plus, planeta era mult mai departe de Soare și probabil că avea zile și ani mai lungi datorită orbitei sale mai mari. Pământul. O să închidem acest episod cu descrierea planetei noastre, Pământul. La începuturile sale, Pământul era de nerecunoscut față de forma sa modernă. La început a fost extrem de fierbinte, până la punctul în care planeta era probabil formată aproape în întregime din magmă topită. În decursul a câteva sute de milioane de ani, planeta a început să se răcească și s-au format oceane de apă lichidă. Elementele grele au început să se scufunde pe lângă oceane și magmă spre centrul planetei. Pe măsură ce acest lucru s-a întâmplat, Pământul s-a diferențiat în straturi. Stratul cel mai exterior fiind un strat solid de material relativ mai ușor, în timp ce materialul mai dens topit s-a scufundat spre centru. Oamenii de știință cred că Pământul, ca și celelalte planete interioare, a ajuns la starea sa actuală în trei etape diferite. Prima etapă, descrisă mai devreme, este cunoscută sub numele de acreție sau formarea unei planete din particule existente în sistemul solar pe măsură ce acestea se ciocnesc unele de altele pentru a forma corpuri din ce în ce mai mari. Oamenii de știință cred că următoarea etapă a implicat coliziunea unei protoplanete cu o planetă foarte tânără, Pământul. Se crede că aceasta a avut loc în urmă cu mai mult de 4,5 miliarde de ani și ar fi putut duce la formarea lunii Pământului. În ultima etapă de dezvoltare, planeta a fost bombardată de asteroizi. Atmosfera timpurie a planetei noastre era cel mai probabil compusă din hidrogen și heliu. Pe măsură ce planeta s-a schimbat și a început să formeze crusta, erupțiile vulcanice au avut loc frecvent. Acești vulcani au pompat vapor de apă, amoniac și dioxid de carbon în atmosfera din jurul Pământului. Încet, încet, oceanele au început să prindă formă și în cele din urmă viața primitivă a evoluat în aceste oceane. În această perioadă, pe tânăra noastră planetă aveau loc și alte evenimente. Se crede că în timpul formării timpurii a Pământului, asteroizii au bombardat continuu planeta și ar fi putut transporta cu ei o sursă importantă de apă. Oamenii de știință cred că asteroizii care s-au izbit de Pământ, de Lună și de alte corpuri interioare conțineau o cantitate semnificativă de apă în mineralele lor necesară pentru crearea vieții. Se pare că asteroizii, atunci când au lovit suprafața Pământului cu o viteză mare, s-au sfărâmat, lăsând în urmă fragmente de rocă.
Unii sugerează că aproape 30% din apa conținută inițial de asteroizi ar fi rămas în secțiunile fragmentate de rocă de pe Pământ, chiar și după impact. La câteva sute de milioane de ani după acest proces, în urmă cu aproximativ 2,2 până la 2,7 miliarde de ani, au evoluat bacteriile fotosintetizante. Atmosfera noastră modernă este compusă din 78% azot și 21% oxigen, printre alte gaze, ceea ce îi permite să susțină numeroasele vieți care locuiesc în ea. Concluzie. Astfel, cunoștințele noastre despre planetele din sistemul solar, de la formarea lor la evoluția lor actuală, ne oferă o perspectivă fascinantă asupra proceselor complexe care guvernează universul nostru. De la Marte, care ar fi putut fi odată o planetă albastră plină de viață, la Venus, geamăna Pământului, acum înnecată într-o atmosferă toxică, fiecare planetă ne dezvăluie povești unice despre trecutul și prezentul nostru cosmic. Aceste înțelegeri adânci nu numai că ne captivează imaginația, ci ne și inspiră să explorăm și să înțelegem mai bine universul vast în care trăim. Asta a fost tot pentru astăzi, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.